De-a lungul veacurilor, diversi prezicători și mediumuri au încercat să prezică viitorul. Dar timpul s-a scurs. Ei au dispărut și nimeni nu este capabil să ne spună ce va fi mâine, în afară de profețiile ascunse în Biblie. Ce ne spune Biblia despre lumea contemporană? Cum să înțelegem profețiile dificile? Proiectul Apocalipsa Speranței este ceea ce îți va da pace și încredere în viitor. Fii parte din acest proiect accesând linkul din descrierea spotului video.